Hei, eu salutare, eu sunt Mati Danco, iar astăzi voi face un vlog care se cheamă așa. 13 lucruri care le urăsc din tot sufletul. Bine, nici chiar din tot sufletul, dar care le urăsc extrem, extrem de mult. Sunt vreo 13 lucruri sau vreo 14 care le urăsc rău de tot. Și eu mi l-am scris pe laptop. Da. Frumos. Mi l-am scris pe laptop. Da, sticker suprim. Da. Mi-am scris pe laptop și o să zic unele întrebări care eu le urăsc foarte mult, iar voi o să-mi scrieți în comentarii dacă și voi urăți aceste lucruri. Bun, să începem. Deschidem. Bun. Bun. Primul lucru. Urăsc atunci când cineva mă contrazice, frate. Bă, deci urăsc foarte, foarte mult acel lucru și la acel moment când cineva mă contrazice, bă, frate. Deci, nu știu, mă enervează extrem de mult. Vreau și o să-mi zic partea mea de chestii și de ce-o fi avut eu. Și el se bagă, dar să știi că nu e adevărat, îmi pare rău, dar eu cred că zic mai bine, crede-mă, stai liniștit, eu zic mai bine că... Da, deci mă enervează extrem, 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 extrem de mult. Bun. Asta este primul lucru și dovada și tot ce vreți voi că ăsta mă enervează cel mai mult. Adică e pe primul loc, mă enervează foarte mult. Al doilea lucru, când cineva mi-atrage atenția în public sau mă ceartă în public. Deci, nu știu, mă simt așa jenant că sunt așa, nu știu cum, nu știu, parcă sunt așa, nu știu cum să zic, bă, frate, sunt așa, mă ceartă, parcă... M-ar ține cineva în posesia lui și ar avea grijă de mine. Nu-mi place deloc, dar deloc când cineva are grijă de mine. Bine, are grijă, aș putea să mai zice că nu răc așa de mult, dar când îmi atrage atenția sau mă ceartă în public, bă, deci... Da. Al treilea lucru care cred că ăsta trebuia să-l pun pe primul loc, dar m-am gândit că... Să-l pun și eu pe al treilea, pe al patrulea, este când cineva mă înjură. Da, deci când cineva mă înjură, sigur, la toată lumea, dacă cineva vă înjură pe voi, logic că vă enervați, ați venit. Deci, scrieți în comentarii dacă nu este adevărat că atunci când cineva vă înjură pe voi, parcă ați simțit să-i trageți un pumn în gură, nu știu, parcă ați simțit să-i trageți una. Serios acum, deci e n-aș pare de tot. Deci, zău așa... Stai că mi s-a închis ăsta. Deci e foarte, foarte, foarte nașpa. Deci, da. Bun. Următorul lucru care îl urăsc din toată inima este atunci când văd un gândac mare pe perete sau pe jos. Deci mi-e scârbă, efectiv. Se mișcă cu piciorușele alea lui. Vai de capul meu. Deci... Uite, s-a trezit și Bruno. Da, dacă nu știați cine este Bruno, Bruno este motanul meu. Bună, Bruno. A dormit la loc. Da. Spun niște povești așa de adormit copii, chiar și pisicile, încât nu se mai poate. Poate și acest lucru, poate vă întrebați, bă, omule, de ce nu l-ai pus pe primul loc? Ești prost, l-ai pus pe al cincilea. Da, este atunci când cineva mă zgârie, mă pișcă sau mă lovește, îmi dă una. Deci mă enervează extrem de mult, nu știu, mă și doare și simt și durere. Ăla e un prost cadat. Adică, na, ce poți să mai zici când cineva te lovește sau îți trage una? Hai să fim serioși acum. Pe bune. Bun. Să trecem mai departe. Al șaselea lucru este următorul. Mă enervează extrem, extrem, extrem de mult atunci când cineva, nu că mă contrazice, atunci când zic eu părerea mea, să zic că, bă, mie mi-ar plăcea să mergem undeva, să facem ceva, el zice, nu, nu, nu. Și eu zic, ba, da, mai bine, și el, nu, 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 nu. Deci îmi vine să-i trag una în bot. Deci pe bune acum că îmi vine să-i plesnesc una de... Hai de capul meu și de zilele mele. Da. Următorul lucru este acel. Deci acel lucru și mă simt extrem, extrem de nașpa. Este al șaptelea lucru, cred. Nu știu. Atunci când cineva mă bagă în friendzone.
Da. Chiar da. Mă enervează foarte mult. Nu trebuie să mai zic ce e friendzone, că știți, toată lumea, că ce e friendzone. Bun. Al optelea lucru este următorul. Atunci când am un prieten, ieșim undeva, să zic, în parc sau în mall, și atunci, să zic, când pățesc ceva sau ies jenat în fața cuiva sau mă împiedic sau mă lovesc tare, el mă lasă baltă, frate, se duce, bă, ce ești tu, mă, ești prieten, mă, ai căzut pe jos, mă, bă, ăsta e prieten, bă, bă, te las, mă, hai, mă, gata. Mă enervează foarte mult, adică un prieten nu înseamnă asta să te lase, un prieten înseamnă care te ajută la, cum să zic, la cele grele și îți dă sfaturi cele mai bune, asta înseamnă un prieten, înțelegeți? Da. Al nouălea lucru este următorul. Atunci când, și sigur toată lumea crede și știe acest lucru, atunci când primești un manual cu coperte din aia lucioasă sau făcută din plastic, și mamă, deci deja îmi face piele de găină când mă gândesc, și dai cu unghiile, vai de capul meu, deci îmi vine să-i trag una lui ăla când face asta, deci, și se aude sunetul ăla scârțâind ca pe o tablă. Și lui Bruno i s-a făcut pielea de găină. Da, Bruno, te înțeleg, de asta suntem noi, frați. Da, deci nu știu, se simte un sentiment nașpa rău de tot, vreau să vomit. Da. Următorul lucru, e al 10-lea, cred, sper. Da, al 10-lea. Este următorul. Atunci când mă uit la un vlogger, care îmi place extrem, extrem de mult, nu zic că mă uit la un vlogger să zic eu. N-am cum să mă plac pe mine ca vlogger. Adică plac și eu alți vlogger care... Nu zic că mă iau după ei, mă uit la scenariul lor și văd ce fac și nu vreau să fac după ei, că mă gândesc că voi o să ziceți, bă, ăsta copiez, nu mai abonez la el. Ci vreau să fac diferit, mă uit la el ce a făcut ca să nu-l copii. Înțelegeți? Da. Și atunci când mă uit la un vlogger care îmi place foarte mult și înjură și o, nu știu, dă cineva o obligație, să zic tata sau mama, să nu mă uit la el pentru că înjură foarte mult. Nu că mă enervează, dar, nu știu, parcă dacă vreau, cum am zis eu, nu cariera, progresul meu în vloggering și pe platforma asta, vreau să mă uit și eu la alții, să văd ce au scos ca să nu îi copii. Și nu știu, nu-mi place atunci când înjură, pentru că n-aș putea să mă mai uit la el că înjură și nu mă las anumită lume să mă uit la el, adică cum ar fi mama, tata sau cei apropieți sau cei care îmi dau sfaturile cele mai bune. Înțelegeți? Adică mă simt foarte, foarte prost. Bun. Al 11-a lucru este atunci când am un laptop, ba nu când am un laptop, când ai orice mobil sau orice Android, fie el laptop, fie el tabletă, fie el telefon, fie calculator, fie ce aveți voi, PS-ul, și nu merge internetul, deci nu știu, când să zic, îs pe telefon, intru pe YouTube, vreau să văd, să mai văd niște vlogger, să văd cu cât mi-au crescut abonații, frate, nu pot să văd că nu merge internetul, deci mă enervează extrem, extrem, extrem de mult. Da, și al 11-lea lucru este atunci când am un laptop, și când vreau să-mi instalez și un joc pe laptop ca să... Ba nu, de fapt, e al 12-lea. Da, al 12-lea acum. Atunci când stau pe laptop și vreau să-mi instalez un joc care l-am și pe telefon ca să văd cum se joacă, nu pot pentru că nu există în Apple-ul ăsta de pe calculator sau de pe laptop ce aveți voi. De exemplu, pe a meu am ăsta... MacBook Air și am intrat odată pe App Store ca să, na, vreau și eu să-mi instalez ceva, niște chestii, înțelegi? Să mai instalez niște foldere, să mai instalez niște jocuri, niște aplicații și, frate, nu pot pentru că nu există în App Store. E, dacă le scrie pe telefon, ar exista, dar aici nu. Bun, al 13-lea și ultimul lucru este atunci când am un tricou extrem, extrem de șmecher. Îl pun, de exemplu, să zic, să dau un exemplu, atunci când mă duc într-o vacanță și mi-au niște tricouri șmechere. Le pun în valiză și când ajung acolo și vreau să-l port unde merg, la restaurant sau unde merg, bă, frate, nu pot pentru că e șifonat. Și bă, și vreau să merg cu el, mă, frate, și șifonat și nu mai am ce să fac, n-am ăla, cum se cheamă, fierul de călcat la mine și da, foarte... nu nervos, așa, enervant, că
n-ai, vrei și tu să porți un tricou șmecher și n-are așa. Da. Și cam atât a fost și cu acest vlog. Stai să pun laptopul jos, că așa e frumos, da. Cam atât a fost și cu acest vlog. Dacă ați uitat, trebuie să vă abonați neapărat, neapărat. Glumesc, nu vă oblig. Deci, dacă nu v-ați abonat, abonați-vă, dați un like, dați-mi un follow pe Instagram, cunosc-o foarte, foarte mult. Eu am fost Mati Dancu, iar noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!